Numeroase afaceri mici și mijlocii din spațiul comunitar au avut de suferit din cauza infracțiunilor informatice pentru că nu au instrumente eficiente de protecție, arată ultimul raport al Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în materie de aplicare a legii Europol. Documentul semnalizează o evoluție îngrijorătoare a mai multor tipuri de infracțiuni în mediul online soldate, cu milioane de victime în toate statele Uniunii în cursul anului trecut. Magazinele online și instituțiile bancare au fost țintele preferate pentru furturi de date, sustragerea de bani sau de informații. Fraudele cu false investiții sau care se folosesc de aparente relații sentimentale sunt de asemenea foarte frecventate, iar numărul cazurilor de șantaj sexual online asupra minorilor este și el în creștere. Ca avertismente pentru perioada următoare, sunt subliniate riscurile privind folosirea inteligenței artificiale pentru generarea unor materiale folosite pentru acte de abuz sexual asupra copiilor și folosirea criptomonedelor în metodele de fraudare.